29. Și discutăm despre această informație de ultimă oră care ne dă speranțe nouă tuturor cu David Saranga, ambasadorul Israelului în România. Vă mulțumesc foarte mult, excelența dumneavoastră, pentru prezență. Bună seara, Sabina! Excepțională veste vine din Israel. Hai să vedem exact în acest moment unde suntem în această etapă a cercetării. Acest proces pentru a găsi până la sfârșit sau pentru a avea un vaccin are trei etape. Și prima etapă o să începe pe luna octombrie. Prima etapă, atunci când vorbim despre prima etapă, e vorba despre testarea pe oameni, vorbim despre o cantitate de 100 de oameni. Și al doua etapă, atunci trecem la doua etapă, care atunci vorbim despre încă 1000 de persoane. Aceste două prime etape trebuie să fie terminat până la sfârșitul anului, asta înseamnă până la decembrie anul acesta. Și a treia etapă, care este cel mai importantă, atunci este testarea masivă pe o cantitate de 30.000 de persoane, așteptăm că o să se termină până la sfârșitul luna martie, anul viitor. Asta înseamnă că procesul de prima etapă, al doua și al treia etapă, o să dureze cam 6, pardon, o să dureze cam 9 luni. Așteptăm că până la sfârșitul martie, dacă Doamne ajută și dacă institutul și cercetător ajută, o să avem un rezultat până la sfârșitul luna martie anul viitor. Ar fi exact cam la un an, să spunem, de la debutul pandemiei, debutul serios al pandemiei în zona aceasta europeană. Semnalele sunt bune așadar din toate testele pe care le-ați efectuat până acum pe animale? Da, din ce vedem până acum, rezultații sunt bune, chiar foarte bune. Produsul care avem, sau vaccinul, sau exemplu al vaccinului care avem, este un produs foarte, foarte bun. Dar trebuie să ținem minte că primul ministru israelian, Benjamin Netanyahu, a instruit Institutul Biologice din Israel, unde acum se cercetează acest vaccin, în luna ianuarie, atunci când pandemia, înainte să începe, sau la începutul pandemiei, a instruit pe institutul să începe cercetarea. Și ce vedem acum este un rezultat de o activitate care a durat 6 luni. Excelența dumneavoastră, toate institutele mari din lume sunt într-o cursă în acest moment, aș spune pentru noi toți, pentru a găsi leacul în cazul unui virus pe care nu l-am mai cunoscut, despre care am învățat așa în timp ce acest virus ucidea masiv, atât în China, cât și mai apoi în Europa. Iată ce se întâmplă și în Statele Unite. Vine leacul de acolo, din Israel, pentru toată lumea în acest moment? Va fi un vaccin accesibil tuturor? Va fi produs într-o cantitate suficientă pentru toată lumea? Va fi accesibil din punct de vedere financiar? Vă dați seama că sunt foarte multe întrebări. Da, aveți dreptate, sunt foarte multe întrebări, dar trebuie să punem totuși într-un context. Astăzi în lumea sunt cam 167 de vaccin care diferite țări sau diferite companii vor să testează. Din această cantitate de 165 sau 167, vorbim despre în jur de 20, numai 20 de vaccinuri care o să meargă la a treia etapă, asta înseamnă și vaccinul israelian. Așa că vorbim despre o cantitate de cam 20 de companii sau instituții care au un produs în mână. Acum, încă un lucru care primul ministru al Israelului a instruit este nu o să așteptăm până luna martie anul viitor sau până la sfârșitul luna martie anul viitor pentru a începe produse în masă. O să începe produse în masă și înainte, fiindcă atunci
când o să ajungem la sfârșitul lunii martie, dacă rezultații vor fi pozitive, cum așteptam, cum speram, atunci nu trebuie să mai așteptăm pentru a produce cantitatea mare. Și așa că încă nu pot să vorbesc despre cantitatea de, sau câte și cum și cât și cât, dar asta este procesul. Nu-mi dau seama dacă, din punct de vedere diplomatic, puteți în acest moment să ne spuneți, dar eu am datoria să vă întreb. România a avut discuții cu Israelul în cazul în care va exista un vaccin produs de Israel să ajungă cât de repede și în România? Cred că Israel încă n-a început discuții cu nicio țară în această legătură. Știrea despre care vorbim acum este știrea de astăzi, dar un lucru știu de sigur, că atunci când, dacă Israel o să avea vaccinul și atunci când o să avem vaccinul, bineînțeles că îl vom împărtăși cu prietenii noștri, dar încă n-au început nicio discuție din ce știu eu. Spuneați că se va începe, vor fi trei etape. În prima etapă vor fi 100 de persoane, apoi 1000 de persoane. Cum vor fi ele selectate? Cum vor fi alese pentru a fi testate? Știți, Ministerul Sănătății din Israel, împreună cu Institutul de Cercetare despre care vorbim, ei au această metodă cum se face testarea pe oameni, cum se alege oamenii. În acest context, încă un lucru interesant care s-a întâmplat în ultimii 3 săptămâni este că o echipă mare din Israel a plecat în India pentru a testa câteva medicamente, pentru a testa câteva aparate și lumea întreabă de ce India. Sunt câteva motive. În primul rând avem o relație foarte bună cu India, dar al doilea și mai important este faptul că în India avem o societate foarte mare și atunci putem să testăm în cantitate mare, putem să testăm într-o cantitate foarte mare și oamenii diferite, de etnie diferite și așa mai departe. Așa că tot acest proces este a încerca, a vedea și după aia să hotărim dacă rezultații sunt așa de bune că putem să trecem la testare în oameni. Și vestea care a venit astăzi este o veste minunată, dar trebuie să fim optimiști, dar în același timp realiști. Suntem la începutul acest proces. Optimiști rezervați, cum s-ar spune, există exact. Rezerva testării și vom vedea exact care sunt rezultatele. Excelența dumneavoastră, care este mesajul pe care îl transmiteți acum românilor în contextul în care ați văzut și dumneavoastră evoluția pandemiei în România, felul în care s-au modificat cifrele în ultima perioadă, nu pare să înceapă să scadă, să spunem, numărul de persoane depistate pozitiv aici în țară? Uitați-vă, asta este o dilemă care orice guvern se confruntă. Și văd ceva foarte asemănător ca să se întâmplă și la noi, în Israel. Criza despre care vorbim este o criză de sănătate, dar în același timp este și o criză economică. Și guvernul trebuie să găsească acest balans într-o economia puternică sau cum putem să îmbunătățim economia în criza economică în care trăim, cum putem să avem o piață deschisă, cum putem să avem o viață normală, dar în același timp să păstrăm toate regulile pentru a vedea că numărul de cazuri, numărul de infectați o să scadă. Asta este o dilemă. Așa că în acest context cred că fiecare dintre noi are această obligație de a păstra distanțarea socială, de a pune maști, fiindcă până la sfârșit guvernul nu poate să facă ceva dacă noi, oamenii, dacă noi, cetățeni, nu colaborăm.
Vă mulțumesc foarte mult pentru veștile bune pe care ni le-ați adus și să sperăm că ne vom auzi cu cât mai multe astfel de vești.